Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine și eu sunt bine, mulțumesc de Dumnezeu, vă alegeți o ceașcă. În care ceașcă vă regăsiți? Aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Vom deschide pentru următoarele zile să vedem ce mesaje și ce vești de ceștile noastre pentru voi, pentru următoarele zile. Eu un cește, nu știu ce este, ce e, ce va ieși, am să vă spun. Până vă concentrați, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei, vă mulțumesc. Ce vreau să vă dau astăzi, că multă lume m mă întrebat ceva rune pentru a, ca să se întoarcă persoana înapoi la mine și am să vă dau, dragii mei, niște rune, să știți că aceste rune le desenați pe mâna stângă cu culoare roșie, doar cu culoare roșie, dragii mei, le desenați și ziceți într-așa fel, activez runele, numele persoanei care dorești să se întoarcă la voi, așa cum ai plecat, așa să te întorci înapoi la mine și o să vedeți că acea persoană unde a plecat energia lui o să se întoarcă înapoi la voi. De ce vă zic pe mâna stângă? Pentru că la partea stângă inima, pentru că aceste rune, energie runilor vă pătrunde în inima lui, să știți acest lucru. Este foarte simplu cu stilou roșu la încheietura mâinii, faceți așa dragii mei, Va arăt și vouă ca să vedeți și o să vedeți că persoana care o așteptați o să vină înapoi la voi. Așa le faceți, așa pe mâna stângă, cu stilou roșu și cum am zis, activați, spuneți numele persoane care doriți să vină și așa ziceți, activez runele, cum ai plecat, așa să te întorci înapoi la mine și o să vezi că acea persoană o să te sune, se va întoarce la tine, o să se gândească la tine și o să vedeți că o să aveți rezultate de la persoana Poate bărbat, femeie, nu contează. Pentru cine dorești ca acea persoană să se întoarcă la voi faceți aceste rune dragii mei și o să vedeți că persoana care doriți se va întoarce înapoi la voi să știți acest lucru și o să aveți rezultate pentru că și în comentarii scrieți activez runele pentru că cu, cu, cu cât mai multă energie cu atât mai mult o să aveți folos dragii mei să știți pentru că toate runele tot ce vă dau este o energie dragii mei să știți. Să deschidem pentru următoarele zile să vedem ce ne zic ceștele noastre. Eu un cește, nu știu ce, este ce, e, ceva va și am să vă zic și vouă. O să vărsați lacrimi de fericire pentru că o să primiți o veste minunată, pentru că uitați-vă, s-au revărsat lacrimile în afara ceștii, o să primiți o veste de undeva de departe și această veste pe voi o să vă bucure foarte mult. Asta este prima ceașcă vă arăt și vouă, ca să vedeți. Și uitați-vă. Și în afara ceștii a ieșit că veți primi o veste și aici uitați-vă, este o pasăre care a venit în 3 zile, 3 ore, să știți că o să auziți acea veste minunată pentru că această veste într adevăr este o veste foarte minunată pentru voi. O să vă bucure casa, o să vă bucure toată familia pentru că într adevăr poate să fie o, o, o veste de un o, cum să zic. Cineva este însărcinată, poate să fie de o nuntă, nu contează, dar această veste 3 zile, 3 ore, să știți că o să primiți și o să vă bucure foarte mult pentru că într adevăr această veste pentru voi o să fie o veste minunată, dragii mei, să știți acest lucru. Dar mai mult văd că această veste este pentru o sarcină, pentru că aici este un copil în burta mamei și această veste poate să rămâneți și voi însărcinate, poate din jurul vostru, nu contează, poate să fie nora voastră, poate să fie sora voastră, nu contează, dar să știți că această veste pe voi o să vă bucure foarte mult și o să săltați de fericire, dragii mei, să știți. Uitați-vă, dragii mei, Uitați-vă, aura voastră, în prejur, totul este așa mai strălucitoare. Foarte mult alergați, foarte mult munciți, doriți să vă așezați, dar nu puteți pentru că toate lucrurile se țin de picioarele voastre și nu vă dă pace ca voi să vă odihniți. Și dar uitați-vă, aveți o energie foarte mare pentru că aura voastră este foarte strălucitoare deasupra voastră și această aură vă ajută ca să vă rezolvați toate lucrurile pentru că această aură vă respinge negativitățile de deasupra voastră și reușiți să vă faceți toate lucrurile dragii mei pentru că după cum vedeți aura voastră este foarte luminoasă deasupra voastră și o să vă faceți toate lucrurile. Aici văd o împăcare, să știți că cu o persoană în trecut care v-ați certat, care v-a supărat, care mai știu, poate să fie soră, frate, verișor, verișoară, mătușă, mătușă, nu contează, dar să știți că trăiți o împăcare pentru că cu această persoană de mulți ani sunteți supărate, supărați și de mult timp nu vă conversați cu această persoană, dar să știți că această persoană în curând o să vă întâlniți și o să iertați această persoană pentru că, cum am zis de ani de zile, nu cum vorbiți cu această persoană și această persoană o să, așa, sau o să vă întâlniți, sau cu ajutorul cuiva o să vă împăcați, ceva, cineva o să intre între voi și o să vă împace și să știți că după această împacare o să vă continuați viața, dar nu o să aveți încredere cum în trecut ați avut, dragii mei, între această persoană, pentru că această persoană de parcă vă arată că de mult timp Într-un timp v-a rănit ceva, v rănit așa de tare că acea supărare este încă inima voastră O să o iertați pe această femeie, o să conversați cu ea, dar de din păcate acea încredere nu o să fie ca în trecut, să știți acest lucru Și asta aveți dreptate, pentru că o persoană când te rănește, când te minte, când îți face rău și atunci eu dacă aș fi și eu tot aș fi, fac, fac într-așa fel Nu mai rămâne acea încredere în acea persoană care era în trecut, dragii mei, să știți și asta o să faceți bine cu cât mai mult o să vă țineți între voi în departarea, cu atât mai bine o să fie între voi. O să vorbiți, o să conversați, o să ziceți în bună ziua, bună ziua, una la alta, dar nu o să fie acea încredere cum a fost în trecut. Litera S, F, G, L, N, P și Ș. Persoanele care sunteți cu aceste litere în nume sau prenume, să știți că și pentru voi se deschide porțile norocului. Veți avea un noroc foarte important, mai ales în carieră. Doriți să vă schimbați locul de muncă, să vă mutați, mai știu să vă deschideți afacerea voastră, să vă deschideți munca voastră, să știți că o să reușiți pentru că intrați într-o perioadă foarte norocoasă în carieră, o să reușiți să faceți toate lucrurile pe care le aveți de făcut și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că o să aveți câștiguri minunate în casa voastră, în buzunarul vostru. Aici este un înger păzitor care mereu vă așteaptă și mereu este gata să vă ajute pentru că a deschis aripile și zice trașa fel. Cere ajutorul meu și eu mereu sunt lângă voi și eu mereu am să vă ajut și acest înger este gata să vă ajute la toate, dragii mei, să știți. Pentru că, cum am zis, voi până nu cereți ajutorul îngerilor, îngerii nu vor uh, ajuta, să știți, dragii mei. O să fie lângă tine, dar nu o să facă ceea ce trebuie să facă, dar tu când o să cere ajutorul îngerului, să știți că acest înger o să fie mai mult atrăgător față de voi, dragii mei, pentru că, cum am zis, îngerii, dacă le cer ajutorul, mereu sunt lângă voi. Dacă nu le cer ajutorul, să știți că îngerii nu, nu se amestecă în viața voastră, să știți acest lucru. Și voi, cu cât o să cereți ajutor, pentru că îngerul a deschis aripile și zice, eu sunt gata. Tu trebuie să mi spui ce să fac și eu sunt gata să te ajut în toate și o să vedeți că acest înger o să vă arate ușile deschise o să vă arate drumurile drepte și asta pe voi o să vă bucure foarte mult să știți. Cu sănătatea aveți grijă de durierile de canalurile urinare, dragii mei, pentru că văd că o să aveți la canalurile urinare așa o infecție și poate să treceți printr-o vindecare, dar să știți că o să treacă repede. Fiți atenți unde vă așezați și unde mergeți, pentru că mai știu eu de afară, că la viceurile de afară, mai știu eu, poate că mergeți la o piscină închisă și acolo uh, înnotați Fiți atenți, pentru că văd aici o să aveți probleme cu o infecție la urină dragii mei, la canalul, canalurile urinare, să știți. Să vede Dorința voastră nici nu are de gând să iasă la suprafață. Uitați-vă, litera A se vede foarte bine și aici este o persoană. V-am zis că o să vă împăcați cu o persoană și această persoană, uitați, este aici. Litera A, o persoană este aici. Să știți că, uitați-vă, este o persoană din zodie leu. Să știți că această persoană o să vină și o să-și ceară iertare de la voi. Voi o să iertați această persoană. Uitați-vă, aici este și un copil mic, să știți acest lucru. Pentru că în casa voastră va intra un copil mic, dragii mei, și litera A, și cum am zis, este o persoană din Zodiel, eu, și această persoană care o să vină la voi, o să iertați, dragii mei, să știți. Să vedem și numărul 2 ce ne zice. Uitați-vă cum curg greutățile, cum curg toate greutățile și durerile din sufletul vostru. Și uitați-vă, dragii mei, ce, ce frumos a ieșit, vedeți? un cățeluș alb și aici un copil alb, un copil mic. Uitați-vă ce noroc intră în casa voastră. Uitați-vă acest cățeluș alb cum este în casa voastră și a de așa așezat și voi aici lângă el. Să știți că intrați într-o perioadă foarte, foarte norocoasă. Uitați-vă ce bine a ieșit, dragii mei, vedeți? Un cățeluș alb și voi, ochii, nasul, gura. Asta înseamnă un noroc pomenit în calea voastră. Se așterne și să știți că o să aveți o fericire pomenită. Uitați-vă, aici este și în fund, aici, lângă acest cățeluș între labile lui, este un bărbat care ridică o cupă. Să știți că poate să fie partenerul vostru, poate să fie soțul vostru, nu contează, dar să știți că o să aveți o fericire în casa voastră. Să știți că a ieșit foarte minunat. Uitați-vă ce bine a ieșit. Se vede foarte bine. Uitați-vă voi și acel cățeluș alb, dragii mei. Ce frumos a ieșit. Să știți că este învingerea. Aveți, este pacea, libertatea. Totul ce vă doriți, vă doriți este de partea voastră, dragii mei. Pentru că culoarea albă este pace, este fericire, este noroc, este tot ce îți dorești tu se va așeza la picioarele voastre, dragii mei, să știți, uitați-vă ce frumos a ieșit. Nici nu m-am așteptat la așa ceva, uitați-vă ce clar și bine a ieșit aici acel cățeluș și voi lângă acest câine, dragii mei. Norocul, pacea, fericirea, iubirea, totul o să fie de partea voastră, să știți acest lucru. Uitați-vă, aici este un bărbat care poartă așa o pălărie, așa te parcă este un preot, ceva un preot este aici, să știți. Poate că aveți fiu preot, poate că aveți așa o rudă preot, să știți că... Și această persoană va fi o persoană foarte, foarte norocoasă spre trecut pentru Sau poate să fie la o școală să termine ceva și să-și ia uh, diploma ceva Poate să fie și preot, poate să fie și la o școală să-și ia diploma, nu contează Dar să știți că, uitați-vă, tot norocul este deasupra voastră Ce frumos a ieșit și net a ieșit, nici m-am așteptat la așa ceva Și uitați-vă, aici este un cal de mare Acest cal de mare va arată banii, fericirea, iubirea Numărul 2 care ați ales foarte, foarte, foarte minunat a ieșit, dragii mei. Eu nici nu m-am așteptat la așa ceva, dar uitați-vă, banii, fericirea, căsătoria. Uitați-vă aici este iarăși un bărbat cu mâinile pline aici, munciește și mie mereu munciește pentru voi ca voi să fiți fericiți. Uitați-vă, acest bărbat a luat toate greutățile în spatele lui și vă ajută ca voi să nu duceți greu în viața voastră. A avut și multe chinuri în viața lui, dar să știți că niciodată nu va a arătat vouă, ca, ca voi să nu vedeți și tot, toate lucrurile, toate greutățile acest bărbat o alată în spatele lui și să știți că el este un bărbat foarte, foarte muncitor și mereu muncește pentru familia sa și mereu face totul pentru voi. Uitați-vă, aici este un ocean să știți de parcă este ceva... Sunteți departe de țara voastră, sunteți departe de casa voastră, vă este dor de casă, vă, vă este, ă, aveți așa un dor mare de țara voastră, de casa voastră, dar să știți că încă puțin timp și o vă gândiți să vă întoarceți în țara voastră, dar acum nu puteți pentru că nu aveți banii necesari pentru a vă întoarce înapoi. Dar să știți că ă, aici unde sunteți voi, de parcă sunteți mai norocoși decât în țara voastră. Să știți pentru că. Acum poate că aveți un loc de muncă care vă place puțin și așa sunteți între două. Vă place, nu vă place, vă obosește, nu vă obosește, dar să știți că o să iasă un noroc în calea voastră, o persoană că o să vă ajute să vă găsiți un loc de muncă mai bine plătit. Mai ușor și mai bine plătit și o să vedeți atunci că o să nu mai doriți să vă vă întoarceți înapoi și acolo o să fie norocul vostru, acolo o să fie tot ce îți dorești tu. Pentru că, așa, vă gândiți că dacă am să mă întorc în țara mea, ce pot să fac acolo? Cum o să trăiesc acolo? Dacă voi sta aici, mai, mai știți cât de un ban sau ceva, așa sunteți între gânduri, între semne de întrebări, dar să știți că locul vostru este acum în țara voastră, unde voi munciți acolo, acolo o să prindeți rădăcini, dragii mei, să știți. Pentru că asta vă arată ceașca. Să știți că în casa voastră au început să pătrundă razele soarelui, Aici, în casa voastră, într-o persoană cu litera N, H, D, F și L. Să știți că aceste persoane o să intre în casa voastră, aceste persoane o să vă dea mână de ajutor, aceste persoane o să vă ajute să ieșiți din greutăți și să știți că o să fiți foarte bucuroși când aceste persoane o să vă dea mână de ajutor, fie financiar, fie nu contează, dar aceste persoane o să vă ajute în viața voastră și, într-adevăr, o să aveți uh, fericire și. Pace de la aceste persoane, să știți acest lucru. Cu, văd aici, dragii mei, așa un copil mic. Așa nu este mic, 5-6 ani cu litera M în nume sau prin nume. Să știți că acest copil la școală o să fie foarte, foarte, așa, poate să primească o medalie, poate să primească o diplomă. Este un copil foarte talentat și să știți că de la acest copil o să auziți foarte multe vești minunate, asta pe voi o să vă bucure foarte mult și asta pe voi o să vă ridice uh, picioarele de la pământ, dragii mei, pentru că într-adevăr este un copil talentat, poate să fie la uh, desenat, poate să fie la muzică, poate să fie, nu contează, dar este un copil foarte talentat și să știți că acest copil uh, o să se ridice până la steaua lui, până la locul lui de muncă, să știți acest lucru, pentru că este într-adevăr un copil foarte talentat, dragii mei, să știți. Și uitați-vă ce noroc frumos aveți aici. Mie mi-a plăcut așa de mult, mi-a plăcut că îmi vine tot să mă uit, să mă uit, să mă uit ce frumos a ieșit aici acel cățeluș alb și voi lângă acest cățeluș alb, dragii mei, ce bine a ieșit, se vede foarte, foarte bine. Dacă se vede, eu văd foarte bine, și dar se vede foarte clar. E imposibil să nu vezi această frumusețe, dragii mei, în ceașca voastră. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, dragii mei, să știți, nici nu m-am așteptat la așa ceva. Așa. Și uitați-vă. Este și aici o pisicuță albă. Această pisică albă tot este norocul, pacea, fericirea în casa voastră. Uitați-vă, este un pește mare și acest pește vă arată că o să aveți bani, liniște, pace și fericire în casa voastră, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc. Aveți grijă de voi. La revedere!